Dar de ce? Pentru că el merita mult mai mult. Aici voiam să zic. Cea mai scurtă partidă de sex cu Costi. Câte minute a avut? Minute, auzi. Și eu m-am enervat foarte tare în secunda aia și m-am dus la Maia. Ca asta, asta nu am zis. Exclusiv, am zis că... exclusiv. Exclusiv asta, exclusiv, da, conversația asta nu am spus-o. Câte mii de euro ai primit de la Shelly până acum? Până acum, băi, chiar am calculat pe 2023, dar în total, mii de euro să zic. Ia mă și bea! Și eu zic să bei. De ce, mă? De ce, mă? Consultă de cutina. De ce? O ultimă chestie, cu mine ajunge acasă, îți mai zic o dată, da? Mă, da, e pamplet, e pamplet. E foame mare, vrei doar o mică gustare. Târziu în noapte, să curgă ca Dunărea în mare. Capi, știm cu toții că bărbații au drepturi mai mari. Ce dracu zici, mă? Nu. Stai, amic. Bărbații vreau să se pupe cu oricine, nu? În ce lume trăiești, mă, misoginule? Îl vrem la masă! Bă, știu că sunt divers, bă, dar ne-am învățat Nikita, știi, că ne-am învățat din poziția aia așa. Zici că ești un copii tăi. Știu. Ca să înțelegeți cât e plasată în timp această emisiune, imediat după ce tu, Costi, felicitări. Costi, felicitări! Felicitări! Chiar acum, nu, chiar acum ai câștigat, acum oamenii fac switch-ul de pe Shelly la noi. Shelly pune la 8, cred că, ăla, și noi îl punem la 9, dar poate îl mutăm a doua zi ca să nu-i luăm din cloud. Ia-i, mă, că și așa. Cum sunteți? Ați venit în vacanță. Da, din Egipt. Da, veniți din gunoi, gunoi la mine. Da. Suntem tare bronzați, nu? Mai ales Costie. Păi da, mă, dar tăciune. Eu n-am știut cum e cu fusul orar. E același ca la noi. Se întunecă la fel la 5, se totul e la fel. Da, da, și toată lumea era gata. Ai câștigat de acolo, că de acolo am câștigat bas, sau de acolo am câștigat bas. Pentru apărarea mea, da. Noi am luat vacanța înainte să mă exact. Dacă nu câștigam, era jale. Rămâneam și acolo la Egipt. Curățam cămile, nu știu ce dracu făceam. Tu de asta ai tras așa de tare la bas. Da, exact. E că ai vacanța aia plătită. Exact. Nu era plătită încă. Era, atunci, cum ai intrat, am și dat banii. Bă, da, mi-ai anunțat undeva împărțirea banilor? Oficial? Acolo, la Basau. S-a rămas la Basau, s-aia cu 3-1-1, nu? Da, dar s-a făcut. S-a și făcut? S-a și făcut, da. Și gata, totul e împărțit. Frumos. Mă dai seama că speram să zic împreună, bă. Bă, și mie mi se pare, adică am zis, bă, poate... Bă, dacă așa, dacă câștigat... Stați, mă, ce vorbiți? Vorbiți deja? Da, am început pe tine. Iar am plecat. Îmi cerem scuze, reluăm. Te uiți la ieșină. He he, este Sfântul Ion. A luat de la cu aur. Cu aur. Cu aur. Are funcție aur. Nu cred că există zarea cu aur. Nu te așa, nu te râd că e pe gât aurul ăsta. Ia să vedem. Hai că vedem. N-am băut niciodată. Nici eu. Ia repede, ia repede. Mulțumim, mă, Costi. Mamă, și în ăsta. Deci, e ok. Nu te lași, mai efectiv. Bă, dar eu pun foarte puțin. Și pe alea, dacă e. Trebuia să le iau pe toate, dar să le sorb pe toate. Așa. Băi, ne bucurăm foarte mult că sunteți aici cu noi. Și noi ne bucurăm. La mulți ani. La mulți ani, în primul rând. Și felicitări, Costi, în al doilea rând. Da, corect. Felicitări. Să fim sănătoși. Dragilor, poftă mare și la mulți ani de Revelion când vă uitați. La mulți ani. Ca idee, așa, ca gust. E dulceagă, îmi place. La ce bani a fost? Ca să știm și noi să luăm acasă. Nu era oferta. A, ai luat 1 plus 1 vânzarea accelerată? Am intrat în Carrefour. Erau, cred că, rămase de la Revelion. Că erau chiar când intrai, chiar când intrai, 27 de lei. Bine! Super preț, super tare. S-au fost și virați banii? Da. Da? Noi aveam și, tu nu știu dacă știi, noi aveam o vorbă, eu, David și Adrian. Câștigătorul să ia 3.000, iar ceilalți doi, dacă ajung în finală... Ați făcut un deal? Da, din prima zi. Special ca să ne adrăcea nimic. Da. Mișto. Exact. Ori Drecea putea să ia totul sau nimic. Era atât. Bă, îmi pare rău pentru el. Promit că o să-i dau un suc. Da, și am zis că câștigătorul ia 3.000, iar ceilalți doi, dacă au ajuns în finală, iau 2.000. Dacă ajungeau doar doi în finală și câștigau unul, unul lua 3.500 și celălalt finalist 1.500. Da. Ne-am ajuns toți în finală. Da. Și am împărțit banii. Îți dai seama, eu așteptam poate să zică vreun din băieți, da, seama că nu e nevoie. Trecă de la mine. Au mers. Bine, dacă aș fi fost în locul lor, la fel i-aș fi. Ei au deschis subiectul primii? Gen, bă, mai țin cu ideea.
Bă, ideea... Știu că ați fost de acord, dar cine a venit? Eu cu David, dar nu mai știu cine a zis, bă, să împărțim exact. Okay. Cred că David a zis și mie mi s-a părut, bă, merge, mai ales la ce noroc am eu, am zis, bă, sigur, iau și 1000, știi? Ești 1000, da. Da. Am înțeles. Și da, s-au împărțit, era cum când am intrat banii direct, cum au intrat, l-am întrebat pe băieți, salut băieți, dați-mi și mie unii bani, băieți au spus, deci, salut Costi, ro. Deci plătește Shelly la timp. Da. Da, bine, da. 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 Trebuie să spun doar da. Bă, nu, serios, chiar da. Da, el a făcut? Bă, chiar respect. Nu știu dacă el a făcut. Nu asta zic. Dar eu respect, chiar plătește mereu la finalul lunii. Hai să o felicităm și pe Tina. Da, pentru că am înțeles că urmează acum puternic de pe... Bine, deja a început filmările. Ce? Acum pe 15, nu încep niște filmări. M-a anunțat Costi că ești ocupată cu niște filmări. Și eram foarte curios ce filmări încep să faci. Pentru sezonul 3. Sezonul 3? Da. Păi, de fapt, da. Deja filmăm de... Deja filmăm de... Ia să dați în vacanță acum. Da, filmăm de câteva luni pentru sezonul 3. Și acum e continuarea, iar pe 11 ianuarie începe difuzarea, pentru că noi suntem cu mult înainte cu filmările. Tu am comandat niște paste. Da. Bine. Perfect. Ceva ne-a spus. Așa. Paste. Perfect. Cine? Nu mai contează așa. Așa. Și avem trei tipuri de paste. Și facem jocul. Așa. Și începem cu primul fel de paste. Așa. Carbonara? Da. Ăla e baconul. Cred că strufe ceva. Așa. Carbonara. Da. Careva dintre voi doi care ar vrea carbonara? Așa întrebăm pe Tina, că e prima de lângă tine. Asta e decizia. E următoarea decizie a lui Costi. Da. Dar e chestia că nu ți le zice pe toate și ți alegi. Da. Știu, am prins. Carbonara. Carbonara? Carbonara rămân. Bun. Îți dau și ție. Bine. Aș zice că acestea sunt boloneze. Ai zice... Și eu cred. Corect. Da. Eu zic pes. Quattro formaggi? Quattro formaggi. Merge. Ah, ia. Deci n-am luat pe cele mai bune. Capul să se las pe tine ca să nu mai bag și eu degetele. Lasă că am țeapă tot. Am țeapă, nu? N-ai carne. O clipă, scuzați. Revol. O gama s-a pierdut cu sau. Bă, Revol nici nu se uită la emisiunea asta. Și ce Revol, dacă trebuie să te pupăm, n-am trebuit. Hai să începem atunci. Cu întrebările de pe Patreon. Cu întrebările de pe Patreon. Avem Patreon, oamenii pe Patreon află de invitat și pun niște întrebări dinainte. În prealabil, abonați-vă pe Patreon dacă vreți să puneți întrebările. Noi nu le cenzurăm. Dacă stai iurea, sunt aia. Voi sunteți iurea. Da, mai sunt unele iurea, dar nu scrise de noi. Aia e important. Asta e important. Nu contează, oamenii au dat $5 pentru întrebare. Exact. Ce nu s-a văzut pe camere și te-a făcut să o urăști pe Cezara, Maia și Scarlett? Că ziceai tu, că tu mai aveai replica asta cu... Știm, nu mai știți voi, dacă da, când opresc camerele, da, fac astea ca nebunele pe aici. Da. Bă, cu Scarlett și Maia nu aveam neapărat ceva, pe Maia nici nu o cunoșteam, am cunoscut acolo. Da. În timp ce pe Cezara o știam de câțiva ani, am mai fost cu ea la două basausuri. Da. Bă, și puteți voi uitați la basau sezonul 2, vedeți acolo cât de șarpe a fost. Da. Și în plus, când seama, bă, eram, de exemplu, dau un exemplu, care m-a enervat atât de tare, nu știu cum o să fie pentru voi. Deci eram în autocar, plecam la probă și Cezara era în fața mea pe scaun și zice... aș vrea să comand niște apă pentru că mi-e sete și n-aveam un drum spre pro. Bă, și mi s-a furat, cui să-i comanzi? Cui să-i comanzi apă? Cui? Cui, băi? Nu eram în autobuz, cui? Ce ospătare la Ignes? Bă, mi s-a furat atât de... Bă, măcar de zicea, bă, aș vrea să beau apă, stai cineva care vine, da, să... Da, ea e, gen, ea vorbind serios. Da, nu încerc să fac o poantă. Nu, era sete, okay. Eu după ce am zis, exact ce am zis adineauri, ea a zis, stai mă Costi, lasă-mă că mereu te bași tu și nu știu, am vrut să zic că vreau să beau apă. Bă, dar m-a enervat atât de tare că a zis, vreau să comand niște apă. Și bă, multe chestii. Asta foarte multe hiturile. Chestii pe care nu le știți. Cu hiturile, câte hituri, mare autobuz, nu, s-a făcut așa. S-a oprit, la un moment dat s-a dat un ordin să nu se mai fumeze, dar prea târziu. Și ce credeți că a făcut, bă, când am zis, vă rog, eu frumos, nu mai fumați hit în autobuz. Că mi-e rău. Că mi-e rău, vomit. Băi, și era și în fața mea. Deci mă jur că dacă l-a prindea, noroc că a văzut cineva din stânga. Deci am zis chestia asta, a fumat deja unul, aici, deja l-am început, zic bine. Da. Nu mai aveam puțin să ajung din ceva ce mă bagă pe al doilea, dar prinde. Și cineva care era aici, nu mai știu cine, a zis, bă, nu mai aprinde, că ajungem acum. Bă, și tot a băgat acolo și vrea să-l aprindă. Bă, jur că voiam să-l aprindă doar să vomit pe ea. Deci eu vomitam pe ea. Ziceau la George, filmează-o pe asta și vomitam pe ea. Dacă aprindea hit-ul. În primul rând, zine, Tina, cum ți s-a părut, ca, până citesc întrebarea care are legătură și cu tine, dar mai din fundal așa, cum ți s-a părut scandalul? Încredere totală în Costi. Da, eu chiar am încredere, nu e... Băi, salut! Nu, asta adică n-ai avut niciun dubiu. Nu, chiar nu, dar m-a enervat că mie nu mi-a spus el, adică mie mi-a spus
Iorga și Erica mi-au spus ce s-a întâmplat, pentru că el probabil, adică știu sigur că nu, eu sunt foarte geloasă așa ca persoană și mă enervez foarte repede pe situația asta. Așa, zis, băi, că evit cearta din seara asta, da, că... Da, da, bă, acum sincer să fie vorba, da, e o glumă deplasată, dar ea a venit, ea nu venise ca și cum, că eu cu Maia nici nu vorbisem. Asta vreau să zic, vreodată, că adică... s-a exagerat, să fim serioși, da, acolo. Da, da, exact, pentru show. Până la urmă, niciun caz TikTok-ul ăla cu nu-mi plac băieții de tipul ăla. Acolo a fost, acolo a fost, acolo chiar a fost. Dar putem să zicem că mâna aia... Nu, și-a dat. Bă, asta e chestia, că uite, nu, dacă ea făcea, nu știu, că nu erau camerele pornite sau ceva făcea, dar eu nu am vorbit cu ea până atunci. Odată a venit la mine, vorbeam cu Shelly și a venit și a zis, bă, e ziua fratelui meu, uite, poți să-mi sun pe video să-i ziceți la mulți ani? Gen, efectiv, atâta am vorbit cu Maia toată săptămâna. Și a început, a venit și a zis că, a, că de când vrem să-l uite, mi-a pus așa mâna. Da, o glumă deplasată, dar pentru că ți-a făcut. Da, asta bine. S-au făcut vizualizări, a făcut Shelly vizualizări, a făcut. Da, s-au făcut vizualizările. Și hai să zic și întrebarea. Să zicem că Tina nu e de față. Să zicem. Câte deci, secunde, mamă, oamenii sunt pierzi pe secunde, câte secunde ți-a ținut Maia mâna pe picior în realitate? Cât, ce fel de patron e? Tot de 10. Tot de 10? Da. Bă, de ce ai? Vă arăt fac reconstituire. Pune pe omorul lui Alex, ca da, da, pune aici asta. Filmam, da, a zis, i-a zis și Maia, poți să vii lângă Costi să apăreți toți? Și a venit și a zis, a, că de când voiam să stau lângă tine? Două. Da. Două secunde. Da. Se simt 5 când simți o mână pe piciorul tău, se simte un minut. Da. Și altă întrebare aici, mai mult din partea mea, se consumase alcool până la momentul ăsta? Bă, ea era, că ea știi că a mai făcut. Da. Niște nu, declarații nu, era, că era un pic abțiguită. Știu, că vreau să seama că, nu, nu, era zi, iată, pentru era că bărbații, bărbații, da. Gen dacă spune mâna pe picior, da, noi, la 9 dimineața, noi o ducem, sau da, după ce a băut două pahare de șampanie, e altfel de mână de picior. Da, da. Da. Și de asta, deci nu se... Nu, nu, era 12-1 ziua, era dimineața. Nu, era, nu cred că era... Nu era pe la vreo petrecere. Nu cred că era sexual, oricum e deplasat. Dar da, cred că era o apropiere de nicăieri. Asta da, era weird, aș zice. Da, eu, da, păi dar nu vorbim, până atunci nu vorbisem cu ea măcar. Hai să vă zic și eu chestii tu... în exclusivitate. Ex. Da, mai poate tu știi mai multe, noi nu știm. Prima dată eu abia ajunsesem, eram la masă și eram cu Shelly, Shelly mânca, nu știu ce. Eu eram cu spatele și vine Maia și că a zis ea treaba aia cu nouă, că da, da, Shelly, să nu pui, că nu vreau să vadă iubitul meu cum îi pun mâna pe așa lui Costi. Și eu eram cu spatele, noroc că nu mâncam, cred că mă necam naiba. Da. Mai ales că ai zis, paranteză, ce am aflat acum, da, că ai, ești un pic geloasă. Da, sunt, a, nu, adică așa, e bro, așa. Că poate alt om era, a, da, nu, pune mâna pe lui Costi cât vrea. Da, la cum a sunat. O, și negelosă. Cred că și negelosă. Bă, să fii... că i-a pus mâna pe bul. Da. Ea așa, așa, da, așa a zis, i-a zis. Și el îi sper să nu pui partea aia când îi pun mâna pe bulul cu ăsta. Da, și nu a zis așa, i-a zis foarte intrigată, gen la modul de parcă au făcut sex, efectiv. Prima oară când auzi asta. Da, și eu sunt și overthinker așa și m-am gândit, în 10 secunde mi-au venit 1000 de gânduri. Zic, mamă, Costi, dacă a făcut Costi ceva, nu? Că știi, lasă fata, dacă a făcut Costi. Îți dai seama că te gândești, nu? E normal când zice cineva așa ceva. Și în secunda aia m-am întors și zic, sper să n-afle iubita lui Costi. Și eram roșie așa și Shelly gen a râs, avea criză de râs. Da. Și ea zice, da, exact. Și apoi s-a prins că m-am uitat la ea gen super... Și ce? A, și zic, Tina, iubita lui Costi. Și a, ok, da, nu știu, scuze, să știi că nu... Dar nu am aflat atunci mai multe. A, okay, și a doua zi, înainte să plec, am aflat treaba asta de la Iorga și Erica, când s-a dus ei la probă. La ce probă v-ați dus? Și eu n-am avut voie să vin. La Cluj, da. La Cluj, da. Eu n-am avut voie să vin și am rămas acolo. Și a rămas Erica, Vlad Neamțu, Iorga și Maia. Și eram cu Erica, Iorga mi-au povestit treaba asta. Da. Că v-am zis, Costi nu mi-a povestit-o. Păi nu, mă, tu știai deja. Eu n-am știut. Păi eu după chestia aia am vorbit și mi-ai zis că... Că nu, că mi-ai zis tu că da, a pus mâna pe picior, așa, dar nu mi-ai zis că vai... Nu era detaliu. Da. Fetele când povestesc mai adaugă amănunte care... Exact. Da, da. Să fac o poveste. Ai lăsat-o pe Tina un pic, bă, stai niște că n-a fost nimic, dar ea era încă thinking și au venit Iorga și Erica cu... A, nu știi? Bro, trebuie să facem ceva cu Maia. N-au făcut absolut nimic cu Maia. Fix așa, și a fost și bine și nu știi că a zis că, Doamne, abia așteptam să stau lângă tine. Eu asta nu. Și zic, mamă, ce a zis? A zis la toți. Da, dar eu nici n-am zis, adică nu știu, în capul meu eram acolo, nici n-am văzut. E o chestie importantă, știi? În fine, și eu m-am enervat foarte tare în secunda aia și m-am dus la Maia. Ca asta, asta nu am zis. Exclusiv, am zis că... exclusiv. Exclusiv asta, exclusiv, da, că conversația asta n-am spus-o. Și ce a zis ea în TikTok acolo m-a enervat foarte tare, pentru că, în fine, m-am dus la ea și eram foarte nervoasă, dar am încercat să fiu foarte drăguță cu ea, să nu
stârne scandal și zic eu, abia acum am aflat ce s-a întâmplat și ce ai făcut tu și tu chiar ai pus mâna și gen, ai zis că tu chiar abia așteptai să stai lângă el așa, zici tu când ai iubit, ce nu, că nu eu. Și asta e problema, că nici nu știu cum să o cred sau cum, știi, dacă să fiu de partea ei să înțeleg sau nu, adică, uite, și eu sunt genul foarte taci așa ca persoană, dacă râd, da, mă frământ pe aici, mă apăs oamenii, nu știu. Dar de când sunt cu Costi încerc să fiu foarte limitată sau cu îmbrățișările sau cu chestii, știi? Încerc, na. Da. Dar să zici că vai, de când îmi doream să stau lângă tine și așa, e un pic am deplasat și am să știi așa ca fapt divers că eu cred că dacă ar afla iubitul tău, nu ar fi absolut deloc de acord, da, cu așa ceva. Și a zis că e doar o glumă și că așa e ca persoană, e foarte prietenoasă. Și, da, zic, uite, și eu sunt foarte prietenoasă, dar dacă m-aș zice la iubitul tău și ai pus mâna așa pe un picior și i-aș zice, vai, ce-mi doresc să stau, da, lângă tine, nu cred că ar lua foarte drăguț și tu cred că te-ai enervat. Și a zis că, hata, nu știam că ești geloasă. Și mă, în secunda aia iarăși a dat-o urât, știi, la modul, hei, stai un pic, mă ataci la, știi, faci prea multe chestirele. Și apoi și-a cerut scuze ea, că asta în TikTok a zis că eu mi-am cerut scuze, da, la ce să-mi cer prost eu scuze. Uite, ea asta face, dă cu muci în fasole când e în fața telefonului, keyboard warrior. E foarte naivă că vede clipul ăsta, că nu-l vede, poate o să înțeleagă într-o zi, în sensul de, mâna aia n-a fost pe c***o, da? Dar toată lumea a glumit. A fost pe Iorga, și apoi ea când se apăra, lua exact cuvintele, da, haterilor. Deci ea, din momentul ăla, exact cum vreau, da, bă, și el să nu pui aia când îi pun mâna pe p***. Dar ea nu îi pune, doar că a auzit-o de la influențabilă naivă. A auzit-o de atâte ori, de ce ai pus mâna pe p***? Deci, ce cu ai pus mâna pe p***? Dar e o problemă, gen, să nu știi ce-ai făcut. Bă, ăsta avea pula pe p***. Asta așa și-o ține, cred că le zic ăștia toți. Trebuie să... Hai să-ți arăt. Deci cam pe aici, da? Deci eram să vă arăt distanța. Deci ăsta sunt, nu mă mai ascund. Hai să... Stai, Costi, că tot ești cu... Hai să facem cu... Da? Eu m-am măsurat. Ba da, vreau să ne uităm. Vreau să ne uităm. Nu știu dacă te-ai uitat la clipul. Nu te-ai mai reuitat la clipul tău. Nu, de acum un an și câteva luni. Poate mai crescut ăsta. Ne uităm în diseară. Nu, că ne uităm chiar acum la momentul ruletă. Poți să te uiți, că era cu tine atunci, teoretic. Poți să confirm eu dacă... Da, hai, da, chiar uite, da, vin cu martor. Hai să vedem ce martor. Vin cu martor, ruca ăștia, ruca ăștia. De fiecare dată înainte să trecem la notă, mă sunăm pe niște invitate. Uite, da, ești de acord, nu? Da. Când ești mai leudoros? Jai. Stai, puțin că nu înțeleg. Nu, deci, deja mergem la scaune. A trecut de 10. Da, da. Ah, ok, deci aici e 10, ok. Da. Mai du-te, dar du-te așa ușor, gen, știi ca la parcangii, dai. Deci, asta, ai zis un... Deci, un 12. N-avem încă un oficial, dar acolo ai zis un, de la 10, du-te ușor, dai. Aș zice 12-13 sună, dai. Bă, păi, dacă făceai așa cu ea, Acum să o întrebăm, cum e situația ingrată de nebârlani. Și o întrebăm pe Tina. Dacă e adevărat. Care e adevărul și dacă e adevărat. E foarte modest, da. Păi cred că zici, la filme nu are voie să zică că e prea mult. Dar n-am zis, bă, 12. Mai ca... Așa am tăiat toți. Am tăiat mai probabil. Eu cred că e mai mult. E bine rău. Eu cred că e mai mult pentru că dacă era atât de mult încât era mai apă la buzunare și tot punea apă ea. Modest, dar n-am zis, bă, 12 atunci. Hai, bine, aruncă, știi ce? Ca să nu... Update 2024 și ca să nu prea presa, nu ziceți centimetri, doar arătați cât e. Ăsta e. Pune, trage linia. Ăsta sunt. Nu ziceți că centimetri. Nu ziceți că noi facem la pahar. Noi facem la pahar oamenii să... paharul de șampanie. Să se ducă în Ikea să-și cumpere pahar de șampanie și să măsoare acasă. Bă, cam... E bine. E foarte bine. Cam două, trei șampanie în paharul de șampanie. E foarte. Și nu numai asta contează, deci e foarte bine. Aolo, ok, numai asta contează. Să puțin. Fă-i pe mână, fă-i pe mână. Ai zis că nu asta contează. Fă-i pe mână. Dar de unde ești tu exact? Fă-i ceasul. Sau ce? Fă-i ceasul. Păi da, nu pot să fac nimic. Ia zi cât e ceasul. Eu ți-am zis ție că am făcut aia așa. A, asta? Eu știu, da, mi-am măsurat așa și ți-am făcut. Eu nu am zis niciodată, mă, crezi că n-am vorbit despre asta niciodată? Și e chiar știu. Dar ce, modalitate de măsurat nouă? A femeii la bărbat. Că știai asta cu asta? Nu. Dar la noi n-are cum să fie așa, că uite și tu. Deci. Eu am mâinile foarte mari. Nu există. 30 de centimetri. N-ai niciun sens. Dar nu, am făcut pe mâna mea, am văzut cât e așa. Asta e că e pe mâna ei care pare. Și apoi când era așa, vă dați seama, am încercat o situație. Și cum vă mai întâlniți cu Tina la filmări sau la TikTok-uri? Luați repede mâna, depărtați degetul mare și degetul mic, maxim. Scoateți ruleta din buzunar. Sau riglă, ce aveți la voi. Hai să luăm prima furculiță. Hai să luăm prima furculiță. S-au răcit astea masiv. A trecut ceva timp. 3, 2, 1.
nu? Și tu cum dai Nutella? Bă, la mine scan reci, dar la și la voi mă gândesc, dar da, cam asta e partea proastă la noi la emisiune, că nu mâncăm chiar. Asta au fost întrebările ușoare, asta e păcat. Bă, le-am cantinat pare ușoare, mâncați un pic că după aia o să fie mai greu. Patronașii au pus ceva ce îi durea pe ei că-s Bashauser. Dar noi avem niște întrebări care nu țin doar de Bashauser ulterior. Nu așteptăm. Nu te așteptai, nu? Bă, ne urmăresc. A urmărit toată România mai efectiv. Bă, da. Adică e chiar insane. Și mie ce îmi pare rău, sincer. Că putea să iasă mult mai tare. Da. Eram mult mai mult content, dar e mare păcat că s-a făcut atât de repede și că nu s-a stat pe editare o lună în plus. Voi nu înțelegeți. Credeți-mă, dacă voi nu, pentru că voi l-ați prostit pe Shelly, pentru că voi ziceați, haide, postează, vrem episod. El făcea asta și se pierdea o grămadă de material care nu apare, pentru că și editorii sunt oameni. Dacă voi, bă, dar cred că știa cel mai minunat, dacă noi filmam. Și se trimitea în timp real. Nu. Că s-a încercat asta, dar n-a mers netul vieții. Nu, dacă se posta, gen primul episod în februarie, ca să aibă ăștia timp căcălău. A, da, trebuie amânat, clar, nu acum în decembrie, da, exact, nu știu ce. Bă, da, pentru că, da, bă, da, știți cât s-a pierdut? Ne-am întors. Sper că o să mai apară undeva. 10 zile a apărut primul episod. Păi Costi mi-a zis că sunt o grămadă de lucruri pe care... Sunt testimoniale care n-au intrat. Delicii de testimoniale. Și e timpul să vorbim de următorul proiect. Bashaus The Movie. Te gândeai că de la Bashaus va în film, exact cum ce-ți doreai tu. Da. Cred că o să fie tare. Eu am... Eu ce-mi doresc și ce cred că ar prinde. A, dar chiar, părerile voastre despre cum ar trebui să fie. Cel mai tare mi s-ar părea dacă toți, absolut toți, și Shelly, toți, bă, am murit, dar moduri fiecare inedite. Știi ce zic? Să așa moară. Așa mă uitam și eu. Bă, să moară efectiv, eu să mor, să-mi taie capul, Adrian să moară cu drujba în el, adică moduri de-astea. Deci avem un joc nou, așa. Se numește, nu avem un nume, dar o să încerc acum niște variante. Cele 10 întrebări roșii ale lui Denis Rifai. Da. Okay. Oh. Și este un joc cu alcool. Sunt două variante ale mergem bine la petrecere. Ale jocului. E o variantă în care răspundeți la toate cele 10 întrebări. Sunt 5 pentru Costi, 5 pentru tine. Da. Okay. E o variantă în care răspundeți la toate cele 10 întrebări și nu bezi nimic. Safe. Mm-hmm. De asta avem paharele aici pentru niște shoturi. Skepsisul extra pe care l-am adăugat noi e în felul următor. Dacă voi răspundeți la întrebare, dăm noi shoturile. Oh, bun, super. Ca să simțiți și voi că n-ați... Super, da, e nu s-a întâmplat e ceva. Dacă nu răspundeți la întrebare, dacă e o întrebare pentru Costi, dați amândoi shoturi. Am o Costi. Deci dacă tu adică cumva, tu nu vrei să răspunzi. Ce poate să întrebi? Cumva celălalt poate să zic, da, poate să-l convingă. Hai, mă, răspunde că decât să... Bă, bine. Cum? Dar tu să nu insisti la da, mine. Dar cum știți că totul e un pamflet și fratele vostru vă iubește pe toți. Să vină întrebări. Deci o să răspundă la întrebarea pamflet. Nu beau nimic, pamflet. Așa. La începutul jocului alegem băutura cu care dăm shot-urile. Bine. Avem trei variante. Jager. Again, puteți să alegeți. Nu suntem... Alegem pentru tot jocul. Mamă, dar le-am luat pe cele mai... Asta m-am terorizat copilăria. Avem vodka. Dar ce crezi că o să fie... Ce copilărie ai? Sau avem o licoare specială. Pare cea mai periculoasă. Când n-are etichetă e... Când n-are etichetă e cea mai periculoasă. N-are etichetă. Puteți să mă... Poți să miroși dacă vrei, ca să știi că vodka și Jägerul știi cum. Eu vreau să vă zic atât. Bă, vă punem puțin. 35 de grade, 40 de grade, sub 30 de grade. A, da? Bă, e uite mai caer domnul Mihailescu, care era foarte bun. Deci eu Jäger nu pot. Când aveam 15 ani, m-am bătut atâta rău, de atunci nu mai pun să miros. Să nu faceți asta la vodka 15 ani. Vodka la 17 ani. Da, 18 ani a băut. Băi, deci bine, începem cu... Vrei aia aici? Deci ca să înțelegeți, când pare de la 15 ani mergeam la olimpiade la română și al meu la 15 ani. 15 ani, 15 olimpiade, ce mă clar. Tu studiai să ajungi o super actriță în vara mea, Costi vindea fier vechi din cură. Exact. E, nu, la 15 ani deja murise afacerea cu fier vechi. Atât. Teamă, până acolo la... E bună, credem, asta e bună. Asta îți face bun, bine. Să da, de ce fii din ce în ce mai mult? Efectiv, din ce în ce mai mult ai pus. Las că le luăm noi pe astea. Vă alegeți voi care două. Da. Primele două, noi. Da. Dar răspund nu 10 beau. Deci ideea e că 10. Gândiți-vă că puteți să răspundeți la toate 10 și nu vezi nimic. Exact. Da. Eu mâna vreau să beau oricum. Da. Așa. O să trească să bea. Da. Cu o întrebare cel puțin la fiecare ei. Bă. Insane. Dar vezi, dacă are legătură cu mine, nu. Bă, e pamflet, mă, iubire. E pamflet și trebuie tratat ca atare. Suntem gata? Da. Pentru cine, cu cine începem? Cu tine? Începem cu Costi, cu ca Costi? Să... Da. O ultimă chestie, cu mine ajunge acasă, să mai zic o dată. Da, mă, da, e pamflet, e pamflet. Începem cu prima întrebare, pentru Costi. Da.
în total, câte mii de euro ai primit de la Shelly până acum? Până acum, băi, chiar am calculat pe 2023, dar în total, mii de euro, să zic. Ia mă și bea! Și eu zic să bei. De ce, mă? De ce, mă? Consul de decutina. De ce? De ce, vă jur, acasă pare că suntem mai bine. Bă, dacă aveți idee câți bani a dat și toți iubirea ani iubirea mea. Și mă, nu trebuie să zic câți bani a dat? Sumele. Nu știu. Mai, nu dau ce eu sunt pregătit să beau dacă răspunzi. Da, da, da. Noi... Jur, trebuie să zici sincer dacă tot jucăm pe sinceritate și apoi aiurea să zici. Dar de ce? Pentru că el merita mult mai mult. Aici voiam să zic. Asta vreau să zic. Omul îi face content. Asta vreau să zic. O să vă zic o sumă, vă ziceți, bă, ce bulangiu, eu rog, la el, dă-i mai mulți bani ăla și poate se simte. Nu, e win-win pentru toată lumea. Hai. Nu știu, treaba ta. Fă ce vrei. Bă, dar știi care e chestia? Ne oprim din asta sfaturi. Da, eu n-aș face asta în locul lui, să știi. Nu știu exact, că exact nu știu câți bani mi-a dat. Pe la sute de mii aproximativ. Sute de mii? Nu sunt sute de mii. Pe la zeci de mii, pe la zeci de mii. Zeci de mii, da, sunt zeci de mii. Zeci de mii, dar trebuie să zici cât. Cât? Trebuie să te arunci într-o semnală. Dar ce atât de greșit? De treaba ta, nu știu, banii tăi. Deci lucrez cu Shelly din 2019. În 2019 am început să facem și chestii pe bani. Da, remunerație. Da. Renumerație. Multe le-am făcut din partea mea, că-s băiat ca lumea. Eu mi-aduc aminte că lucram cu Costi când Costi nu primea absolut nimic. Exact. Adică le făceam pe băieție. Uh-huh. După m-am șmecherit și eu. Multe șmecherit. Și e normal. Da. Și să zic... Sunt... Trece timpul, Costi. Da, sunt peste 50.000 de euro în 4 ani. E o sumă foarte bună. Sunt peste ne-a făcut. Hai de beți. A zis-o și bine. Da. E ok să arunci acum. 50.000 de euro în 4 ani. Ce înseamnă asta dacă le calcul? Hai să fim serioși. Și vacanța tot jumătate o faci. Plus, ați uitat de amenda ANAF. Eu am dat. Amenda ANAF. Tot din cauza lui Shelly Rock. E light. Întrebarea 1 pentru tine. Cine te enervează cel mai mult pe set la filmări? La Lia. Simplu. Prefete că suntem doar noi de acasă. Sau bea o travă de aia. Noi nu o să dăm share la emisiunea asta. Dacă cineva care se uită dă share, aia e. Hai să bem. Profesionist. Așa se face. Așa se face. Chiar așa în se toate... face. Mie, mi se pare. Adresbem amândoi că nu discuți. Așa se face. Așa m-a învățat mama. Bă, e light. Pentru că toți avem oameni pe care noi suferim. Da. Întreabă-mă, de ce limba? Dar... Eu zic nu, că sunt întrebarea asta la meu, există doar o persoană din atâția oameni cu care... Și știi cine e. Se vede. Zeci. Nu, că e în afara cameră. Nu, e în afara cameră, logic. Hai, dați și să ne spuneți părerea despre această dușcă. Light, aș zice. Ți le pun așa ca să... Parcă zberea să zice acum. Hai să le... Pune-l tu mai într-un cost ca să știu care e al tău. Bă, nu, cred că trebuie să o menajăm pe tine, că îți pare că a afectat-o. Dă-i mai puțini. Da, punem mult mai puțini. Da, și dacă vrea să fie corectă, să fie corectă. Nu are mama, nu are mama. Dar stai să vezi ce pătești acasă. Ce pătești? Să vedem dacă mai mergi cu cearta tale. Oricum, și cu suma pe care a zis-o înainte, vacanțele de acum să nu mai fie jumătate. 50.000 de euro în 4 ani, stai cât înseamnă. Haideți să mergem la întrebarea 2 pentru Costi, că simt că e abia început. Da. Hai. Cu Scarlett, Maya și Cezara, o să joci un joc acum, fac Mary Kill. Tot cu mine ajunge acasă. Again, easy. Asta e pamflet. Easy, Tina, easy. Sunt trei variante, mă, trebuie să le arunci. Zile, dați-mi și mie cu băieți să le zic și eu. Ce mă vrei să beau? Nu, alea le zic și eu, alea cu băieții. Dați-mi băieții de la set, de pe set. Îi dai și ei, nu? Azi zice Chile Cezara. Păi asta mă gândeam. Da. Dar acum nu știam și răspuns. Pe cele două cum să le aranjez. Bă, important e pe cine fac. A, pe cine că fac? Că Mary, nu, oricum Mary, nu e. Nu ne interesează. Nu ne interesează, da. Scarlett sau... Maya. Măi, să văd ce zici. Îi dăm după aia rotare. Eu am, de exemplu, în cap ceva, da. Pentru, tu ai în cap, varianta lui safe de răspuns. Nu există varianta safe. Gen a trecut de orice safe. Exact. Adică... Nu, varianta safe în care, bă, zi așa că e mai bine pentru tine. Nu, chiar nu. Chiar pentru mine fetele chiar sunt egale din orice punct de vedere. Adică nu am... A, să mă, o tehnică. Și hai să vedem pe cine luăm de
Mary. Nu, pe cine fac e? Pe cine pe fac? Cine fac? E pe cine da. Fac. Ok. Este Maia. Ok. Next. Hai, 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 ce faceți? Next. Next. Hai, l-am lăsat la tehnicalitate că ăsta. Latina pare destul de ușor, nu știu cine a scris întrebările astea, dar... Probabil eu. Cine merita să câștige Bass House dacă nu Costi? Care era favoritul tău dacă nu eram eu? Mm-hmm. Sau ieșeam primul? Păi nu am... Treaba asta, cine a intrat în finală? Cine a intrat în finală? Eu cu David. David. David, nu? Da, mă, bă, unele întrebări sunt ușoare, că na. Da, dar ultimele trei Latina... Să ne lor... Na. Pleacă acasă plânsă. Aoleu! Pregătit? Da. Invitatul cu cei mai puțini neuroni de la podcast Bitch Please. Invitatul cu cei mai puțini neuroni de la Bitch Please. Bă, da, a zis-o și urât rău să mori. Păi, să sune rău. Și eu bă, nu, cel mai prost. Da, cel mai prost. Da, asta, am zis, prost am zis. Limitat, cel mai limitat. Cel mai limitat, da, așa? Maimuță. Nu, hei, hei. Maimuță nu, maimuță nu. Dar cu ce am ține ori și o să spun, așa uitându-mă în cameră, Lil Manzi, care nu o să vadă asta niciodată, dacă vede nu înțelege. Deci, băieți, băieți. Băi, ce ne-a făcut. O să-i se zică, ok, e, spune Lil Manzi, beau, decât să beau pe linkă de asta. Lil Manzi, acest clip îl primește la mine. Da. Bă, un răspuns bun. Am uitat că a fost Lil Manzi. Am văzut? Bă, acum a vânt-o pentru asta? Da. Așa repede, mă. E rău, băi, e rău. Oricum, aveți zâmbetul. Iată că tu mi-ai zis. Să alea spre că erau prea grele, dar ți-am zis că e mai bine alea grele. Le luam cancel rău la alea, să se supărau pe noi. Hai da, dă-ne un exemplu, hai. No. Da, dă-ne un exemplu așa în afara camerei. Nu, cum mai hai să terminăm cu ele, okay. Că poate alea erau. Tina. Da. Tina, pregătită, da? Dintre fetele pe care le are Costi la follow pe Instagram, pe cine ai vrea să nu mai urmărească? Un ID de Instagram. Și da. Cu o fată. O înțelege Costi să o șteargă acum. Exact. Da, eu nu... Hai să intrăm! Nu, dar fii atent că ți-o zic așa. Eu orice fată am avut și pentru mine e litere de lege, n-aș putea să fiu împreună cu un băiat care are fete de orice care la... Random, da. Da, chiar nu. Serios, foril. Nu, le-am zis eu să le scoate pe alea care mi s-au părut de la începutul relației. Din astea care au rămas. A, și le-a scos? Da, normal. A, deci ești bine pe follow. Dar mi se pare foarte, adică de ce să... Păi da. De asta, noi am crezut că încă mai are și de asta eram, hai să verificăm acum. Dar uite de poate e să nu scoate. Păi, da, faza e că acum tot trebuie să alegi una, sau... Hai, dă-mi telefonul tău. Intră la tine. Cum am văzut ăsta? Costumați 23. Acum fac o... Și Tia ducea că se uită la Costumați 23. Fac o paranteză acum până găsește Tina, spre deosebire de Drăcea. Da. Care, nu știu dacă ați intrat vreodată la ce urmărește Drăcea, dar mie mi-apar femei și dau și e Drăcea also follow. Da, exact, sunt, like la orice, follow la orice. E incredibil. Bem 100%, bă, eu nu m-am gândit că e jocul ăsta, este așa. Nici nu m-am gândit, uite ce oameni zice. De fapt, întrebarea asta e ușoară, acum mă gândesc. Andrada o cheamă, dar e o fată mea. Andrada, e suficient, nu numele de familie sau ceva. Păi Andrada. Să nu-i dăm asta, da, Instagram-ul. Da. Deci Andrada. Dar nu știu de ce mai poze prea, ce ți se pare, poze prea, sau care ar fi motivul? Nu, că a vorbit este doar de sex feminin. Ai vorbit la un moment dat cu ea, mi se pare, nu? Da, am văzut ceva trandafir acum când aștept să scoți. Da? A lăsat niște trandafir ca tic. A, păi trebuie să bem, mă. Care a zis. Trebuie să bem, na. Bă, da, de rău. Și scos-o. Să-mi bag mijoare de nu-l distruge pe Adrian. Deci mi-ați făcut un bine, efectiv. Eliberat-o pe mine. Noroc. Să aveți noroc. Noroc. Au avut vreo 5, cred că, până acum. Bă, dar ce... Am gândit întrebările și până le-am schimbat în astea, dar da, deci, nu mai știu deci, ce dracu am vrut. Vreau să vă zic că Alex a fost foarte... Bă, hai să nu. Bă, sunt prietenii mei, nu putem să-i întrebăm. Ce frumos. Știi? A, vreau să știi. Să știi. Regre total. Dar măcar făcea joc și dezis total de acum că am băut asta. Făcea jocul fără să vezi da. Aia, păi nu, ca să fie... Da, să fie corect. Da, să fie, da. Când erați la distanță. Nu ai avut niciun episod de gelozie, că nu înțelegeai contextul prin care Costi a ajuns cu nu știu ce fată la nu știu ce petrecere. Cu niște colegi de ale lui, da, cu care a fost prieten și acum nici măcar nu mai e că s-au arătat că nu au fost prietenele lui. Asta e doar între ei, pare. Așa, da. Și cu, erau ei pe la petreceri și chestii și fetele știau că are iubită și făceau din alea. Facem situații, poze, stăm numai pe lângă el, în cârca lui. Bă, Costi. Fete, chestii de fete din alea așa. Bă, tu ești sigur că e ok ce am băut? Prune, mă. Prune? Natural, eco, bio. Prune un gust. Bă, da, are un gust expirat așa. E safe. Ai, okay. Ai că tu, okay. Respect atunci, scuze. Am văzut că e cu foaie pe mea că gata. Ok. Câți bani ai luat pentru Romina VTM?
Bravo, perfect. Aici am clauză în contract, nu pot să zic. Hai, ia știu să vezi. Cât timp nu poți să zici? Niciodată? Bă, nu știu, n-am ce. Cred că știu că nu pot să zic, dar probabil da. Cred că acum aș putea să zic. Că eram foarte curios. Deci n-ai răspuns. Deci câți bani a făcut, ai aruncat-o pe Tina în rahatul ăsta? Da. Că n-ai putut tu să spui cu o clauză. Dar Tina, tu de unde erai? Moldova, dar nu știu. Asta zic. Da, nu sunt. Pare că nu e cu băutura. E o moldovancă atipică pentru că e o fată de treabă. Da, da. Ce ia frumos. Cu paste. Ultima întrebare. Așa. Da. Răspunsul este în minute. Cea mai scurtă partidă de sex cu Costi. Câte minute a avut? Minute, auzi. Minute. Secunde, poate? Simon, ce ia mă, eroilor, vă luăm. Aruncă-te în ce vrei tu, minute, secunde. Vă dați seama dacă iubește omul și e bine. Nu, mă, nu, lasă astea, lasă. Asta e că nu e o chestie de el. El nu are o problemă cu asta, doar vreau să aflăm de la tine. Nu. Dar nici eu nu știu când să fi fost până așa iepurească. De asta le iubim pe Costi. Păi, vreau să-mi beat rău de tot. Și eu. Și eu. Indiferent ce citi la Amazon, mă am văzut. O iepurească, bă, s-au mai întâmplat. S-au întâmplat mai multe. Da, bă, bă, minute. Și secunde, și minute. Cea mai de ai fost și tu. Bă, o să ținem minte pe asta, ce dracu? Ce dracu ai fost așa? Cea mai rapid. În minute, cea mai rapidă partidă. Cea mai rapid număr. Partidă de sex, da? Cea mai, da. Partidă. Finalizare rapid. A, atunci, pe efectiv, cred că 10 secunde. O să zicem asta de parcă noi n-avem asta la timp. Dacă nu ei, nu pot să zic acum. La basa, la tine, înainte să te muzi din grângaș. Erai cu cu mobila în grângaș și cum eram? Și țineam un punguța cu doi bani? Deci mai mult de... Nu, că sunt și alte situații la mijloc, dar... era după mult timp. Bă, după că vinse de la Iași, bă, cum a fost atunci. Bă, dar stai, ai apucat să o pup? Da. Cum a fost atunci, wow. Bă, da. Bravo! Bravo! Wow, da, mai dăm unul, mă. Dăm unul, că e super. Hai și noi cu ei, oameni! Ce oameni de treabă! Intrați, dați-ne subscribe, urmăriți viețile, pentru că ei o să fie Brad Angelina noastră, să fim serioși. Rău, de tot. Hai să facem notele ediției, pentru că oamenii uită, ne-am pierdut în țuică și în întrebări. Bă, mai mult ne-am pierdut noi. Ce drăguț. Am avut un sărut pe canal. Mamă, simt, aveți un sărut pe internet? Hai mă, să nu vei exagerăm, normal că au. Avem? Dar da. Nu cred. Nu cred. Nu cred. M-am făcut research masiv. Ia, hai. Nu. Top. Ce drăguț. Numai aici, numai la Șef la Furculițe. Cuplul anului la Șef la Furculițe. Da. Bă, sunt beat mort. Vreau să zic ceva, vreau să zic ceva. Zic. Când stai la masă, pare că ești doar beat. Da. Bă, când te ridici, m-am ridicat să pun parcurile alea. Eram un pic. Să nu te ridici, să vezi cum ești. Ridică-te, te rog. Ridică-te să vezi frijale. Aoleu. Am plecat piramidal lateral așa. Dragilor, trecem la rubrica voastră preferată. Ai zis greșit. Ai zis greșit, clar. Zi, continuă. Notele ediției. Așa. Nu uitați că noi suntem emisiune de review, măcar știu că vorbim de tot altceva, dar voi vreți să știți dacă să mai comandați de la unde am comandat. Începem cu prima rubrică, Aspect. Cum vi s-a părut că avem cu Aspect în caserolele astea? Asta. Poate dacă le luăm calde și asta vreau să zic, da. Da. Care tau bine. Normal, da. Normal. Nu, hai zicem în același timp. 3, 2, 1 și 7, 8. 50. Vreți să se poate și cu 50? Nu. O să mergem pe 7, că ai zis 7. Ok, 7. Eu o să zic 8, hai să scriu și pentru mine, 8, pentru că le-am văzut târziu. Mamă, ce urât! Mamă, ce urât! Ce urât e! Poate fi orice altceva afară de 8. Dimensiunea. Pentru mine, eu care mănânc foarte puțin, 9. Mi s-a părut cinstită, da. Și eu tot 9. Prima furculiță. Faptul că a fost rece n-a ajutat prea mult situația, dar eu cred, dar bine, zicem prima furculiță cum a fost, da, într-adevăr. Prima furculiță, doar asta e o notă care să echilibreze. 10, dar o să zic 6, da. Poate erau 9 dacă erau calde. Ține de foame. Asta era cina voastră, caserola asta, era suficient? Oh, pentru mine, una, iar. Dacă îmi dădeai. Bine, băi, chiar e foarte bine că, uite, dă o fată și un băiat, cu stomacuri diferite, o să fie o notă foarte bună. Adică o medie foarte bună, scuze. Pentru mine ține de foame 10, că ține de foame la mine și un semniș, sincer. Și eu pot să zic tot 10, de ce? Pentru că eu mănâncă doar jumate. Și tu mănânci de porții jumate și pentru mine eu tot da, dar nu te gândești fix caserola ta. Doar caserola mea? Da. Preț, păi zine. Preț, schimb preț. Hai să vedem. Schimb toată. E un pic delay. Aud vorbe și sunt 54 de lei la fiecare. De porție? Stai la ce? Nu știu acum dacă vi se pare mult. Băi, dar 1.600.000 pe asta? Da!
N-a niciun sens. Ascultă-mă, lasă-mi caserul ăsta. Vreau să vă zic, stai să fac un preambul. Bă, ce preambul? Spar pahare, ești nebun? Am comandat de la Trattoria El Calcio. Care e paste bune. E mai fancy. Mi s-a părut așa bună? Și unde spatele fancy? Mi s-a părut ok. Bă, și bine, mi-a adus aminte că mai avem o surpriză, mă. Aoleu, da, hai repede, hai repede. Hai repede. Deci 54. Mamă, hai repede. Ba, picioarele în voi. 4-4. Da. Ce dracu, da. Vă se pare mult? Da. 54. Bă, tu ești beat. Bă, tu ești beat. Tu nu știi ce note dăm noi la 54 de lei în general. Da. Nu, e insane. Da, e un 4. Da, e calcio. Dar nu s-au simt de la El Calcio și nu trebuie să fie. Calcio, ce? Poate acolo. Rău nu e, dar mai mult ați influențat voi. Hai să facem și un total. Faceți-vă pe coloană în total acolo. Total, scuze, matematic. Stau și eu la stop aici, a leșinat un pieton în tramvai, în dreapta mea, Bănel Nicoliță, cu aici, nebun la cap. Dragilor, am comandat de la Trattoria El Calcio Universitate. A venit după 72. După o oră jumate a venit de vis-a-vis. Vai, dar de mai puțin, de mai puțin. Hai și cu surpriza, hai și cu surpriza. Surpriza? Cineva dintre noi avea și o linguriță. Cine avea? Unde dracu s-au zis linguriță? Cine avea? O avea Tina. Da, da. Yeah. Pentru că Sfântul Ion, un mic, nu e un inel. Tort la formă de... Nu am vorbit cu Costi. Nu știu că e clerul la formă de... Ce-am făcut ieri? Stai niște. Hai să te ajut. Am sos de sus. Lasă-l omul la gata. Nu, e cadou. E cadou. Dar n-ai văzut că l-am... Stai un pic. Ce faci, mă? Deja ne filmează o cameră. Aș mai sta cu voi 2 ore. Mi-a plăcut foarte mult. Ia, mai vedem. Mi se pare că dacă tragi de aici... Nu e lipit. Ce nimeni tras. Și cu portocaliu, culoarea mea preferată. Bă, dar e un fel de șu cu glazură. Ce drăguț. Să știi că ăsta e doar pentru tine. E doar pentru tine. Ați mușcat din el? Nu, cred că s-a lovit de... Nu, s-a lovit de cutie. S-a lovit de cutie. Poftim. Uite aici. Opa, să treci și da, nu, s-a lovit un pic de cutie. Ce drăguț. Te rog, vă mulțumesc tare. La mulți ani. Hai și vreau să luați și voi, stai așa. Poftă mare și la mulți ani, Tina. Stai bine, hai să luăm toți, că toți avem lingură. Mulțumim, a luat la prima gură. E bun? E bun, da. Hai să vedem. Luați. M-am făcut terci. Opa. Da, a fost leitmotiv aurul astăzi. Și șampanie, da, și împrăjitură. Prințesa de aur. Greu să batem emisiunea asta. Realizez acum. Greu să batem. Foarte mișto. Mergem! Primul videoclip care face 100.000 de like-uri. Bă, face și voi 100.000 de like-uri. Da, 100.000 de like-uri facem. Like-uri nici măcar... Nu, view-uri! M-a luat și pe mine. Nu, like-uri în toată. View-uri! Bă, dar ce bună e și prăjitura. E foarte bun. Hai, mai luat. Nu, l-am mai iat-o prima dată. Nu, pica ta, am luat atâta iau că nu mai pot. Am mâncat foarte mult. Foarte bună, mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc. Hei, sunt Aioana. Ceva final. Deci final de emisiune. Final de emisiune e să anunțăm ceva, vreți să anunțați ce ceva, să o să apăreți ceva. Să vă uitați joi la Lia de la 8:30 pe Antena 1. Noi o să ne uităm și o să și înregistrăm ecranul. Sper să nu ne dea copii strike. Te pup cu cineva? Asta vreau să știu. S-a pupat? Cum și el s-a pupat în România? De ce el tu arde? Stai un pic, știm cu toții că bărbații au drepturi mai mari. Ce dracu zici, mă? Ce dracu zici, mă? Nu, mă, nu. Stai, amică. Bărbații poate se pupe cu oricine, nu? În ce lume trăiești, mă, misoginule? Îl vrem la basa! În serial te-ai pupat cu cineva? Da, ești actor! Ești actrii, da, e. Și eu încă sunt super... Eu mă pup cel mai puțin din tot serialul ăla. Și Costi ce a zis? Ce să zic, e și el gelos, dar e meseria mea și înțelege și vorbim despre asta. Tu te uiți la serial? Normal. Da, nu, când nu prind... Nu prea se uită ca lumea. Nu se uită pe cât avea Tina. Nu se uită mult, dar recuperează pe Antena Play. Da, exact. Să fim sincer. Cum știu nu te uiți așa, mă, două față? Că nu, cum? Când s-a pupat, te-ai uitat. Am văzut, da. Normal. Și cu cine s-a pupat, că nu știu exact eu. Cu băiatul ca și cum care își dea trecoare pe acolo. Acum ea zice că din ce urmează, zice că nu mai e gata, dar vom vedea. Cumva în serialele la TV nu mi se pare atât de... Adică în gen în filme, unde prietenii tăi scriu scenariu. Sunt prietenii lui Tina care scriu. Sunt niște scenariști care scriu. Trebuie actorul ăsta să se bupe cu actorul.
La tine e un fel de Costi, ia zi. Alex, ești foarte... Eu cum se întâmplă. Dar eu nu m-am sărutat pe bune, eu nu m-am sărutat cu limba. Știți că sărut asta înseamnă cu limba. Ai avut dublură sau că nu a fost doar pupic pe... A fost pupic, dar... Bă, nu știu cum, mie mi se pare că atunci atingi buzele nu mai... E deja sunt de acord, sunt de acord. Limbuie total la ceva. Sunt de acord. Nu, deci Alex, noi doi suntem și voi. Buze rău, limbă... Buze rău! Bă, limbă e ca să... E pentru bunică ta pe buze! Ce fuck, adică îți bagă bunică ta la șor, nașma! Bă, stai să zic. Bă, what the fuck? Pupic. Pupic pe buze! Nu, nu, nu. Pupic rău, limbă aproape sex. Nu. Da, da, bravo, bravo, sunt de aproape sex. Da, e ca și cum ai băgat limba în capul. Nu, nu. Bă, da, mă, uite, cu pic pe buze, gen, că, cu bunica ta, să zicem că se nimerește, vreți să o pas pe obraz și amândoi vreți să o pas, aceea ce vreți să o pas. Da, dar gen, e așa. Da, gen, acolo e așa. Romantic. Mamă, ce mă. A, da. Fix în trailer intra asta. E și de cinema un pic. Da, da, e normal. Exact. Să se unduie un pic. Trebuie să fie un pic mai lungă. Da, da. Noi mimăm, dar eu chiar am zis, eu nu m-am sărutat niciodată. Și eu la teatru. E doar pupic. Da. Mă pupam. Da, da. Am mai spectacol teatru, mă pupam cu fata aia, dar gen, o pupam eu de multe ori. Pentru că în teatru e alt. Băi, e o distanță mare, poți să nu bagi limba acolo. Chiar păi nu băgam, dar făceam așa, uite. Făceam așa, gen. E, dar știi foarte bine cum e în teatru și cum e în cinema. Lasă cum e în teatru, cum e să fii, să aibă dublură Nicol Șeri când se sărută cu Rares. Voi ca actori. Ce? Sunt actori, exact. Da, exact. Dar viitorul în viitor poate niște roluri mai complicate. Nu zic. Okay. Am avut-o și pe Maria Obretin aici, la emisiune. Da. Maria care s-a dezbrăcat de tot la o scenă. Da, în umbre a fost sex cu Pavlu pe bucătărie. Nu aș putea. Nici dacă n-aș fi cu coș. Și omorât sex cu Pavlu, dar și omorât, intrase în duș, omorât pe unul acolo, în cadă, ceva. Da, eu una nu aș putea. Nu sunt eu genul. Păi știu, dar e rolul dar vieții. Nu aș alege rolul vieții. Eu nu cred în rolul vieții. Ah, cred că poți să ai foarte multe roluri și să fie mult mai bun. Deci am lămurit-o pe asta. Da. Costi e safe. Hai, ești bine. Eu sunt șocat din exterior că oamenii se supără atât de mult la scene de teatru / film. Că bă, cum s-o pupă, gagica mea? Sunt, bă, e actriță? Bă, ăla care poate e actor? What the fuck? Urmează... Da, bă, dar odată la s-a întâmplat de vreo 3 ori. Deja se întâmplă într un film, nu se întâlnesc la repetiții să se pupe. Bă, unde știm noi? Haide că asta am ajuns la final. Hai, nu mai e suficient. E fără un sfert. E fără un sfert, hai să-i lăsăm să pute. Dar mi-a plăcut foarte tare. Da. Foarte, foarte tare. Mai vrem. Mai este un an? Mai facem. Mai facem. Un an. Jumătate de an. Mai facem. 3 luni. Nu peste un an că se lansă la filmul. Da, da. Venim la... Facem premiera aici. Băi, ne bucurăm super mult că ați venit. Și noi ne bucurăm tare. Chiar mulțumim tare, măi. Am și mâncat, voi ați băut? Ne-am dus, da. Am băut. Am cam băut. Ieșiți apă. Și nu uitați că până data viitoare... Voi să fiți sănătoși. Și noi să avem ce pune pe mese. La revedere. Mulțumim. Chiar mulțumim, ne-a zis foarte bine. Și noi mulțumim, băi. Fii moartă. 4 luni deja văd partea asta că nu o să apară în emisiune, deci se filmează tot. Mă edităm. Dumnezeu să scadă domnii patroni. Na. Mergem spre 100, încurajați-vă prietenii să se facă patroni. Ticu, are-i bucurii la Iorga? Care dintre fostele lui Bromenia se potrivea cel mai bine cu el? Da? Eu mai am bici a făcut 500.000, Romina VTM a făcut 450.000, dar Romina VTM s-a băgat mult mai mult decât s-a băgat în Five Gang, în Tabăra, s-a băgat mult mai mult. Hai să iau o întrebare bonus lui tine acasă, bea una după alta. Iacup, care e salariul tău la Lia? Că toți suntem noi prea de treabă și nu știu ce. Hai să vedem cât ia un actor la Antena 1 în prime time. Eu râdeam, dar e pe bune?